Astăzi ne aflăm în Cartea Zaharia și ne vom opri privirile asupra capitolelor de la 7 la 14. În aceste capitole vom găsi două tipuri de învățături. În primul rând vom găsi niște principii biblice pe care Dumnezeu le cere de la națiunea Israel și ne le cere și noi astăzi ca și biserică. Și în al doilea rând vom găsi câteva profeții, unele din ele s-au împlinit și unele stau să se împlinească. Natura frumoasă acestor profeții este că multe din ele sunt profeții mesianice, adică cu referire direct la Domnul Iisus Hristos. Și vedem în capitolul 7 că Dumnezeu îi întreabă pe acești oameni din națiunea lui Israel, prin acest profet Zaharia, dacă pentru el au postit. În Zaharia, în capitolul 7, versetul 5, spune așa cuvântul Domnului: spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a 5-a și a 7-a, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Adică îi întreabă Dumnezeu: voi credeți că beneficiarul postului vostru sunt eu? Și Dumnezeu le spune că nu, ci beneficiarul postului pe care ei l-au adus înainte de Dumnezeu sunt chiar ei. Și acest cuvânt îl găsim și în Matei, în capitolul 6 cu versetul 16. Spune cuvântul lui Dumnezeu: când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci spune cuvântul lui Dumnezeu că tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău. Și spune că tatăl tău care este înascuns îți va răsplăti. Adică spune cuvântul lui Dumnezeu că beneficiarul postului adus înainte lui Dumnezeu suntem chiar noi. Și primul principiu biblic pe care îl desprindem de aici este acesta. Că beneficiarul postului, acestei discipline spirituale pe care Dumnezeu ne-o cere să o practicăm, suntem chiar noi. Dacă mergem în capitolul 8, vom găsi un alt lucru de ordin moral, o altă învățătură de ordin moral. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în versetul 16: iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Un alt principiu spiritual pe care îl extragem de aici din aceste capitole din Zaharia și în special din capitolul 8 este acesta. Noi trebuie să spunem celor din jurul nostru adevărul. Trebuie să fim niște avocați ai adevărului, niște propovăduitori ai adevărului. Așa de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4 cu versetul 25. Apostolul Pavel citează fix de aici din Zaharia și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, începând cu versetul 23: și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună. Și începe citatul din Zaharia: fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Al doilea principiu pe care îl învățăm este că trebuie să spunem adevărul. Mai departe, un alt principiu îl găsim în versetul 17 din capitolul 8. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Căci toate aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, eu le urăsc, zice Domnul. Adică ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, ce ne spunea și Apostolul Iacov în capitolul 5, versetul 12: ci da al vostru să fie da și nu nu, ca să nu cădeți sub judecată. Dumnezeu ne vorbește ca aceste cuvinte pe care noi le rostim să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt de la diavolul. Mergem mai departe și ne uităm în capitolul 9. Spune aici așa de frumos, în versetul 9, spune cuvântul Domnului: saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. E așa de frumos să vedem că cu sute de ani înainte de intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, pe care o avem descrisă în Luca, capitolul 24, începând cu
versetul 44, vedem că Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim și găsim aceasta și în Matei, în capitolul 21, versetul 1, pasajul unde ne este descrisă efectiv împlinirea istorică acestei profeții. Și vedem totuși în Luca, în capitolul 24, versetul 4, vedem o preocupare a lui Iisus Hristos pentru a împlini ce este scris. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și proroci și în psalmi. Adică Iisus Hristos avea o preocupare pentru a împlini ce este scris și la fel le cere și nouă să împlinim ce este scris. Mergem mai departe în capitolul 10 și vedem o altă prorocie cu caracter mesianic. Și aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce ni se vorbește și nouă foarte mult ca și biserică în Noul Testament, despre piatra din capul unghiului. Să citim: din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la oraltă. Aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 10, versetul 4, despre această piatră din capul unghiului. Și găsim în 1 Petru, capitolul 2, versetul 6, că ce este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Așa de frumos vorbește cuvântul Domnului aici, că Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Și vedem că această profeție s-a împlinit. Iisus Hristos este acela care își zidește biserica și El este cel întâi născut dintre mai mulți frați, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Găsim o altă prorocie care s-a împlinit și aceasta este în versetul 9 din capitolul 10, spune cuvântul Domnului: voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări îndepărtate, vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Și noi știm că undeva prin la 14 mai 1948 s-a decretat formarea statului Israel și atunci s-a împlinit acest cuvânt: și se vor întoarce. Slăvim pe Dumnezeu pentru că găsim această profeție din Zaharia capitolul 10 împlinită. Mergem mai departe și vedem o altă profeție care s-a împlinit. Este aceasta din capitolul 11, începând cu versetul 10. Mi-am luat toiagul în îndurare și l-am rupt, ca să rup legământul meu pe care îl încheasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt în ziua aceea nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Eu le-am zis: dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, să nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis: aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Apoi mi-am rupt al doilea toiag, legământ, ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Adică ne este descris în mod profetic acel episod în care Iuda și-a vândut Domnul, în care Iuda a luat ca preț al vânzării cei 30 de arginți. Și spune cuvântul Domnului că în Matei, în capitolul 27, versetul 3, ne spune cum Iuda a mers și a dus acești bani înapoi la preot și preoții au zis: treaba ta. Și Iuda, în disperarea lui, a aruncat cei 30 de arginți. Și spune cuvântul Domnului în versetul 7 din Matei 27: și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarină olarului, exact cum spune aici cuvântul Domnului în profeție. Ce învățăm noi din această profeție? Învățăm că cerul și pământul nu vor trece până nu va trece și ultima iotă din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Mergem mai departe. În capitolul 12 ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 că în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi pătrămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Și vedem că din punct de vedere politic, așa și este. Ierusalimul și în special zona aceea a Israelului este cea mai complexă problemă politică a vieții noastre și a perioadei de acum.
în care oricine încearcă să facă ceva, iese șifonat, vătămat. Și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Dumnezeu, ceea ce vorbește, împlinește. Și vedem sub ochii noștri împlinirea acestei profeții. Și vedem în versetul 10 un lucru, o profeție, care creia noi îi așteptăm împlinirea. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici așa: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Această zi despre care vorbește profetul Zaharie este undeva în viitor. Noi încă n-am văzut-o. Israel este în mare parte ateu și așteptăm ziua aceea în care se vor întoarce la Iisus Hristos. Și nouă, ca și creștini, Dumnezeu ne cere să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. În Psalmul 122 cu versetul 6 spune cuvântul Domnului: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucură de odihnă. Amin. Așa ne rugăm și noi. În capitolul 13 din Zaharia găsim o profeție care s-a împlinit, referitoare la răstignirea Domnului Iisus Hristos, referitoare la următorul fapt, că ucenicii l-au lăsat singur în acea zi. Haideți să citim din Zaharia, capitolul 13, versetul 6. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el le va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Scoală-te sabie asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul oștirilor lor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Doamne, ajută-ne să vedem că acest text, această profeție s-a împlinit la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm în capitolul 27 din Matei, cu versetul 27, spune așa: Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Așa de exact este cuvântul lui Dumnezeu. Vedem încă o dată. Și am ajuns în final la capitolul 14, care vorbește de o zi glorioasă, pe care toți o așteptăm. Dacă ne uităm în capitolul 14, începând cu versetul 4, spune cuvântul Domnului așa: picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici de o zi care ne stă în față. Și vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și noi așteptăm acea zi, pentru că în versetul 5 spune că Iisus Hristos: și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu cu toți sfinții împreună cu El. Doamne, ajută-ne să credem în revenirea Ta și să vedem că ce scrie aici, în Zaharia, multe lucruri s-au împlinit și unele stau să se împlinească. Și ce învățăm din aceste profeții? Învățăm că cuvântul lui Dumnezeu îi da și amin. Tot ce este scris se va împlini. Mai învățăm că principiile pe care Dumnezeu le-a cerut națiunii Israel ca ei să le împlinească, să-și ghideze viața după ele, acele principii ne le cere și nouă, ca să existe în viața noastră. Și ne lasă cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 14, versetul 9, cu o promisiune extraordinară și spune așa: și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Așteptăm ziua aceea, sperăm și credem că toți vom fi prezenți când aceste lucruri se vor întâmpla, când Dumnezeu va reveni cu sfinții Lui și picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Și atunci când se va întâmpla lucrul acesta, Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.